Eliberarea cărților de identitate și reînnoirea celor expirate este un demers important, inclusiv în vederea exercitării dreptului la vot, sens în care structura specializată a Ministerului Afacerilor Interne a luat măsuri de a facilita cetățenilor eliberarea actelor de identitate. În acest sens, persoanele care din motive medicale sunt în imposibilitatea de a se deplasa pot solicita lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor să vină la domiciliul lor pentru derularea procedurii necesare obținerii cărții de identitate. Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sunt obligate să facă deplasări cu camera de preluat imagini la persoanele handicapate, bolnave, internate în spital, în vederea preluării imaginii și a documentelor pentru eliberarea unei cărți de identitate cu valabilitate de 10 ani. Sunt disponibile astfel stații mobile care permit echipelor colectarea datelor personale ale solicitantului și fotografierea acestuia la domiciliu. Pentru a beneficia de această facilitate, persoana care este în imposibilitatea de a se deplasa sau aparținătorii acesteia trebuie să trimită o cerere motivată către structurile de evidență a populației. Deplasările se fac și în localitățile din județul Giurgiu de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoane care arondează comunele. Persoana care solicită deplasarea cu camera de luat vederi face o cerere la șeful serviciului de evidență a persoanei și lucrători din cadrul serviciului fac deplasări la domiciliul persoanei handicapate, bolnave, care nu se poate deplasa. În ziua alegerilor locale, cărțile de identitate vor fi eliberate în regim de urgență, în interval de câteva ore de la momentul la care a fost depusă cererea. Ministerul Afacerilor Interne menționează de asemenea că serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de la nivelul întregii țări au emis în primele trei luni ale acestui an 565.654 documente de identitate, cu 2.899 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.